cărnica ducea spate o grăunță jumătate. Încotro a fost surioară, ia mă duc și eu la mare. Și zdrăbită, și zdrăbită, că mi-e casa neîngrijită. Și mi-s rufele la soare și copiii îmi cer mâncare. Nu la noi în mușuroi, nu e timp pentru zbavă, că de naf de ispravă și vai și amar de noi. Memoria poetei Otilia Cazimir a fost cinstită astăzi și la Giurgiu. S-au împlinit 120 de ani de la nașterea celei care a mai fost numită și Poeta Sufletelor Simple. Cu concursul directorului bibliotecii I.A. Basarabescu, Ion Gaghi, copiii claselor a doua de la școala numărul 8 au pregătit un program în care cei mici au dat glas celor mai frumoase creații ale poetei, pe care le mai auzim și astăzi la orice manifestare pentru cei mici. Ce minunată dimineața! Și ce călduț și bine afară! De ce ar întârzia în pământ nătâng când are strain ouăs de primăvară? E liniște în lume și cel din tâi și singură, un firicel de viață. Doar e curajul fără căpătâi, se apropie tiptil și iese în față. E foame, însă cum să se îmbure? Ești prea subțire, fragil ghiocel și satur. În urma lui, peste păduri, începe a ninge încet, încet tineri. Mariana Petcu, bibliotecara Școlii Generale, academician Marin Voiculescu, le-a reamintit celor mici participanți la eveniment cine a fost Otilia Cazimir prin proiecții video și cele mai însemnate creații ale îndrăgitei poete. Scriitoarea Otilia Cazimir, pe numele său adevărat Alexandrina Gavrilescu, s-a născut pe 12 februarie 1894 la Cotu Vameș, în județul Neamț. De-a lungul carierei sale artistice, Otilia Cazimir a fost supranumită Poeta Sufletelor Simple, cunoscută fiind în special pentru poeziile sale destinate copiilor. Versurile se adresează în general copiilor între 3 și 10 ani și rămân și acum printre preferatele celor mici la toate festivitățile.